La expoziția anuală de ovine și caprine de la Segarce au participat în acest an 24 de fermieri. Au venit cu exemplarele cele mai bune pe care le au și au făcut schimb de experiență. Mai așa putem să ne întâlnim și noi, să ne spunem păsturile, ne arătăm animalele, ce animale avem, cum a performat fiecare, ce a făcut. Și momentul cel mai bun e toamna, cam să numără bobocii la noi. Fermierii se întâlnesc, fac schimburi de impresii. Cei care sunt înscriși în registrul raselor au deschiderea de a comunica pentru ca și ceilalți din spate să poată beneficia de ajutoare de la stat și, de ce nu, europene. Fermierii spun că le este din ce în ce mai greu să continue această activitate. Seceta și prețurile mici de pe piață au făcut din 2019 un an foarte greu. Un an prost. Secetă, nu, în care se vede la fața locului. Nu putem să ne rudăm cu nimic decât să suferim și să atât. N-ai ce să faci când, atâta timp cât e secetă și n-ai unde să te duci cu el, n-ai mâncare, n-ai nimic, e căldură și nu mănâncă, te doare inima. Muncești de pomană doar cu dragul de a avea pasiune de reține atât. Pentru asta reține, nu pentru bani. Cum a fost anul ăsta pentru noastră? V-a afectat seceta? Da, da, toată lumea a afectat-o. În ce sens, de ce? Mâncarea se usucă, n-au fost ploi, nutrețul tot la fel, nu prea s-a făcut. Eu foarte rău! Pentru orice, și pentru agricultură, și pentru zootehnie, și pentru apicultură, și pentru avicultură, pentru tot, cu seceta care a fost. Mă mir de unde se sunt animalele ăștia. Fermierii vor mai mult sprijin de la Ministerul Agriculturii și programe speciale pentru aceștia.